Trebuie să vorbesc mai tare, este sezonul 3, episodul 3 de vară. Adică am schimbat puțin mașinile și suntem cu mașini sport. Nici nu vă așteptați, nici eu nu mă așteptam. Mi-a făcut Dobrescu surpriză și a zis, hai să-ți aduc ceva special. Salut! Salut, salut! Numele, pronumele, cum zicea profesorul meu de construcție. Numele și pronumele. În bancă Coropișniță. Te ascult. Mihai Dendiuc, membru Protoheads. Suntem o gașcă de nebun cu rotative. Bă, sunteți mai mult? Bă, da, am zis că nu-l mai întrerup. Nu știu că sunt pe stradă. Zi de gașcă. Gașcă? Mult? Da. Câți? Peste 10 acum. Dar nu toate sunt pe stradă. Din okay. Vari motive, unele cele care le suspectează și oamenii care se uită nu sunt fiabile. Nu sunt. Eric Sob nu sunt, în mod sigur nu sunt, au fost proiectate prost, dar mă rog, asta e discuția de mai târziu. Discuție, ok. Da. Mașina asta este în România de un an jumate. Mașina ta? Da. Bun, am terminat cu gașca de băieți, să pregătesc planul. Da. Brigada aici de rotativ. Anul ăsta trebuia să începem în forță, dar da, COVID. COVID. După cum COVID. Vedeți, COVID. Așa. Coronavirus. Da. Seamănă cu ăsta, repede. E ceva 5G, cumva. Simți, a apărut o antenă acolo, zi? Da. Bun, hai să povestim de mașină. Un an jumate în România. O ai de un an jumate? Da. Cum ai ajuns să o ai? E o poveste foarte lungă. Hai să... Da. Super tare, s-o stăpâne sănătate. Așa. Asta a fost varianta scurt. Varianta foarte lungă. În 2018, în toamnă, căutam un RX-8. Evident, căutam în Anglia. Pentru că acolo sunt cu motoare refăcute, motoare întreținute. Nu. Practic, căutam una cu motorul nou. 3000 de lire maxim. Am un prieten acolo care mă ajută, e Vlad. Salut, Vlad. Salut, Vlad. Sunt niște caracteristici. Adică RX-8 ar trebui să-l cauți, da, la exact. 3000 de lire preț, nu? Mă și în banii ăștia să fie într-o stare să cât fie... mai bună și să aibă și motorul refăcut. Asta e o chestie, da, cum era la Toyota. La prima are tinichigerie, la a doua, știi? Da. Nu, căutam una care oricum era o rugine de toate acolo. Okay. Asta a fost discuția și cu Vlad. El s-a dus, a căutat vreo 3 mașini, după aia mi-a zis, hai vino, zboară tu aici, stăm o săptămână, le luăm pe toate la rând, toate care erau, le luăm la mână, 12 maxim, okay, în toată țara și să vedem care sunt bune, care nu sunt bune. Lui nu i-a plăcut niciuna pentru că erau toate ruginite. Eu între timp comandasem deja testerul de compresie, dacă aveți nevoie de un test de compresie. Ai tu? Da. Pentru motorul tău? Exact, pentru motoare rotative și în curând o să mai fi și un băiat în Brașov, tot din gașca noastră, care mic service. Okay. Deci ne mulțim, ca zic așa. Da, normal, foarte bine. Da, și până la urmă a zis, ok, hai să mergem în Anglia, ne uităm la mașini. N-am mai ajuns acolo, pentru că, mă rog, puțin frustrat că n-am găsit una care să-i placă și lui să-mi o trimită în România repede. Am zis, ok, hai să mă uit pe anunțuri. Mi-au venit 7. Da. Cam așa a și fost. În 4 zile am făcut tot ce am putut să fac și anume un credit la bancă pentru a lua această mașină. Și stai mă puțin. Da. Aveai niște bani. Aveam niște bani. Și am RX-8, că n-am bani de RX-7, adică nu te-ai gândit să înțeleagă oamenii. Exact, da. Nu, adică poate sunt oameni care înțeleg, omul a vrut ceva nou. Nu, omul n-a vrut RX-7, a vrut ceva nou. Exact. Ideea era de mult, probabil, în subconștient și am zis, ok, dacă se poate, încerc. Ok. Și am reușit. Fericire. Cât 11.500 de lire. De la 3.000. Da. Vezi, mă, cum pleacă românul la cumpărături? Păi, ce pleacă românul la cumpărături? Da. Mă, mă, să-mi imagine, cât 3.000. Am găsit unul la 11.000 vere, cum nate, da, repede. A fost o poveste foarte interesantă. M-am intrat pe Facebook Marketplace, am văzut tot ce era în jurul... De pe Facebook, te-ai găsit, da. Postat acum 4 ore, eram la 11 noaptea ca șobolanul la laptop și zic, opa, îi scriu repede lui David, care o vindea, 3 copii, ți-am zis. Era la 12.000, avea o poză frontală, frumos, mașina revopsită a fost neagră înainte.
vopsită de alt proprietar cu care am luat legătura după. Ok. Adică tu așa ai luat-o, culoarea. Da, aia, culoarea asta, jantele astea, Ultralight GT2. Ok. Și am vorbit cu el a doua zi, na, era un pic cam de ziua. I-am zis să-mi dea două zile să-i confirm că e ok. Mașina, mă rog, anunțul era scris onest, scria totul despre ea. Proaspăt rebuild în iulie 2018 la WGT, un tuner cunoscut lângă Manchester. Okay. Exact cum vrei tu, motorul refăcut. Ce mai avea pe dedesubt nu conta decât să ne aibă rugine. Asta, okay. Era, okay. Asta era cea mai mare se problemă. Fac. Se face și ruginea, dar nu, prin ce am trecut, la piesele mecanice, prin ce am trecut cu altă mașină, nu. Da, e nasul cu rugine, da. Mai bine nu. Mai bine nu. Da. Și compresie 8.2 era în anunț, evident nu mai era chiar atât. Când a trimit o mașină era și scătută un pic. Nu. Ok. Și a revenit între timp și a revenit și... Da, să știi, pentru că mașina fiind stătută și cât a stat în Anglia și pe platformă și cât a stat și în Cluj, că a stat și în Cluj două săptămâni și după aia vin de București. Cam ce înseamnă așa stătută? O lună? Două luni? Două luni înseamnă stătută. Da. Cam așa, da, pentru că nici fost proprietar n-am mers cu ea foarte mult. Da, deci, înțeleg. Probabil că a stat deci... vreo 5 luni. Eric 7, 5 luni înseamnă stătută și apar probleme. Apar mici probleme în sensul că parculețele acelea de la toate Apex-urile și toate sigilele par ale. Le știe toată lumea. Da, rămân puțin blocate, mai e carbon de puneri, na, e ok. Okay. Își revine pentru că avea maxim 8.000 de kilometri pe noul motor, adică noul, în ghilimele nou. O să povestim și despre asta imediat. Și și-a revenit de la un înspăimântător 7.2 sau chiar mai puțin pe fața unui rotor și a revenit până la 7.6 cea mai mică la circuit și 8.2 cea mai mare. Deci ok, e ok. Și e egală și sună bine și merge și da. Și acum încerc să mă bucur de ea, să merg cu ea. Trebuie să mergi cu ea, dacă nu mergi cu ea, uite, da, eu o iau. Băi, am luat-o la 112.000 de kilometri, acum are 114 sau nici atât. Deci... În 2 ani, nu? Un an jumătate, da. Bine, a trecut o două ierni, na, plus un sezon în service. Ok, ce ai făcut în service? Da, în service. Adică ai luat mașina? Da, am luat-o, am parcat-o... Mazda. Cu ea? Înainte de asta am făcut o constatare la Lucian Răduț, la Răduț okay. Motorsport, unde am și lucrat totul la mașină. L-am ales pe el pentru simplu motiv că mă dulea la de 11 ani și am încredere. Îți place exact. De el, frate, îmi place cum lucrează. Toate mașinile au ajuns așa? Pe la el, pe astea 6-a mașină care am. Și prima revizie a fost destul de revelatoare, ca să zic așa. S-a constatat că mașina nu are frâne. Okay. Bucșile sunt foarte uzate. Domnule, era o mașină. Da, mă așteptam ca să aibă mici chestii în regulă. Trebuia o revizie completă la trenul de rulare, trebuia o revizie completă la motor. Antigelul din ea era maro, okay. Nu știu de ce. Mă rog, puțină rugină, puțină... Și... Brațele toate de pe mașină au fost date de 3 ori în total. Ultima oră acum pentru poliuretanice și ultima intervenție. Da. Nu, au fost date de 3 ori jos pentru că prima dată a fost doar constatarea și după aia am constatat că n-am bani pentru mașină. E scumpă la piese? Da, este foarte scumpă la piese. Adică, na, cam, mașina când a ajuns în țară a ajuns la 15.000 de euro cu două cheltuieli, platformă, RAR și matriculat. Deci, ok. Pe lângă asta am mai dat ceva bani în piese și manoperă, evident. Da. Da, așa, nu știu. Da. Uzuale, piese uzuale, normale, piese uzuale... Bucuțe, le găsești peste tot. Există producători, da, găsești da, numai original. Da și nu. Da, nu, astea se găsesc doar pe market. Original nu prea mai găsești mare lucru. O mare parte din piese deja s-a reușit. Comanda? Nu mai poți comanda. Catalog complet, dacă e interesat cineva să le curiozitate, pe atkinsrotary.com, unde vezi parts discontinued și unele sunt reproduse de către americani ca să poată... Diversi producători. Da. Să poată furniza tuturor ce au nevoie. Okay. Bun. Da. Deci mașina a trecut prin 3 viste în service, din care una a fost foarte lungă pentru că nu știam exact ce trebuie făcut, a așteptat și piesele și a trecut prin următoarele.
coșurile coritanice, toate schimbate, Super Pro, în Australia. Așa o să faci mânia? Arcuri Tain, alea sunt clasice, au venit din state când am găsit altundeva. Okay. Suspensia este una foarte bună și am fost plăcut surprins să văd când a venit mașina că este reglabilă în înălțime. Este o suspensie Showa, japoneză, de pe modelul Battle din 2001. Vorbește reglabilă. Cu oamenii lui, vorbește cu oamenii tăi. Reglabilă. Okay. Și aceea am recondiționate, la constat amortizoarele, am pus arcurile noi, era prea joasă, atingea, am ridicat peste limita de siguranță, dar mă rog, era doar siguranță, am fost scoate siguranță. Degeaba. Da, e în plus, da. Da, oricum. Un, da. Pentru un centimetru a fost ok, pentru că filetul era mare okay. Și s-a permis. Mașina are o ținută drum foarte bună acum. Anvelopele le-am pus acum fix un an, în momentul în care am venit și, da, eu cu Hama, AD08, nu filmat dotul. Dotul, dacă anvelopa nu e crăpată și nu e îmbătrânită... Am luat-o la discount. Da, 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 sunt foarte multe anvelope care au fost păstrate în condiții da. Bune și nu au nicio problemă. Dotul atunci nu influențează. Da, e puțin uscată, că na, a trecut încă 2 ani în plus față de cât aș vrea eu. Da, e ok. Anul trecut n-am avut cam deloc timp de mașină, a venit fetița. Fix în perioada asta, mai, puțin mai înainte și știu, mașina am luat-o, da, nu știu, am luat-o din serviciu după revizie, am pus cauciucurile și am zis ok, n-am eu timp să merg prea mult cu ea, zic că Dragoș, du-te la întâlnirea cu Maza, să vadă și băieții mașina, s-a dus și nu s-a mai întors. Dragoș este băiatul cu RX-7 FC Turbo, okay. Care este în grupul nostru, este unul din cei 3 fondatori, okay. Eu sunt al treilea. Okay. Iar numărul 1 este Andrei, un FD Montego Blue, care e un albastru care nu e albastru. Este o mașină din Bacău, pentru s-a care o cunosc. Și mie cu mașină odată experiența asta cu albastru care era negru de exact. Nu mai vreau să mi-am exact. Sfârșit, ok? Da, și mașina lui Dragoș este și ea în lucru. A plecat cu mașina la întâlnire și nu s-a mai întors. Nu s-a mai întors, da. A parcat-o undeva militar, unde era aproape de mine, pentru că acolo a rămas cu ea. A, s-a stricat. Da. Okay. La o anumită plecare de pe loc, nu știm cât, a crăpat blocantul. Partea de ieșire dinspre okay. Planetă de stângă. Nu era, culmea. Nu era, ok. Nu era boala lor, okay. Dar, na, anvelopele noi, probabil s-a întâmplat. Trebuia să cedezi ceva. Ceva cedat, da. Scump? Nu. Nu, restul, pe lângă fost scumpă. Blocantul din Japonia nu e foarte scump. A fost 200 de lire, SH. Ok, e decent. Din acest motiv nu se mai mișca mașina, pentru că nu mai da, avea okay, decent. Grup, nu avea nimic. Și restul? Carcasa s-a stricat ceva? Nu, nimic, doar blocantul. Okay. Capăt de planetară, okay. Am comandat și alte două planetare. Cât bani? 360 de lire. Ok. Se vor aduna. A, se adună, știu, da. 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 Bun, după care am zis ok, hai să comandăm și restul de piese care avem nevoie, adică n-avea frâne, discuri plăcute. Ceva pentru stradă, kit de rebuild de trieri, frumos și roșii acum. Okay. Erau cam negri și nu prea mai aveam frâne. Cum arunci și de da, și toate celelalte piese, arcurile, interfața pentru eco, pentru că mașina are un Apexi Power FC, tehnologie anii 90, nu foarte deștept, dar suficient ca rotative. Hai să schimbăm decorul, să ne uităm un pic la motor și să vorbim despre da, el, despre ce modificări sau ce s-a ce ai făcut, cum vine de fabrică, nu știe lumea, nu? Este 45-50 lungime pe 40 înălțime. Ce notă a luat la naștere? Ce nu
renaștere. La renaștere am luat nota 8 în medie, okay. Pentru că, mă rog, e un scor foarte bun. Compresia de 9, să zic, e un motor nou. Hai să le explicăm puțin oamenilor, da, ce fel de motor este aici, da, cum funcționează, exact, turbo, ce modificări, okay, în ordine asta, așa, da, trebuie să fie frumos. Motor rotativ Wankel, da, inventat de nemți, evident, preluat de japonezi sub licență, 1.3, cum ai zis și tu, sunt practic cele două camere, două rotoare, au 604x2, 1.3. În Japonia sunt încadrate ca 2 litri, din cauza noxelor. În România? În România 2.6. Din cauza unei norme a Uniunii Europene, ce a fost înainte de Uniunea Europeană, nu știu cum se cheamă, din anii 80 și ceva, care tot din cauza normelor de poluare au zis ok, dublăm pentru că ea... Ok, scoate fundul. Scoate fundul. Așa, scoate fundul. Japonezii tot 2 litri pentru că e un factor mai corect, e 1.5. De multiplicare ca și cum japonezii mai corecție, așa. Da, un pic de mai fel, corect, da, pentru e vorba de câte cicluri e nevoie pentru o rotire completă de arbore. Ok, bun. Bun. Mașina este stock, în sensul de turbină, twin turbo Hitachi, care de fabrică dezvolta 240 de cai, fiind un model 1992 Type R, fără nicio aluzie la Honda. Da, cum ar fi... Da, a fost trei variante la lansare. Este o caroserie chiar din seria 1, adică 92, primul lot. Mașina a fost neagră, a venit din Japonia în Anglia, nu știu exact când. A fost revopsită gri, vânzătorul credea că este Spirit F, dar nu este acel tot de culoare, este un metalizat 35E de pe altă Mazda. Au greșit acolo. Au greșit puțin. Și da. Motorul a fost refăcut în 2018 în Anglia la WGT și are și street port. Are mărite admisiile și evacuările, okay, din fier. Okay. Din fier și din housing-uri de aluminiu pentru un flow mai bun. Intră mai multe armonță benzină, more power. Okay. Atunci i-au pus și calculatorul Power FC de la Pexi, care e plug and play, nu s-a schimbat nimica major. Adică are un stand-alone. Un stand-alone care se conectează fix pe mofa, exact, instalației mașinii. Mofa mașinii. Okay. Ce să zic, în restare, o admisie trecut tot a Pexi. Okay. V-mount, are în V intercoolerul și radiatorul. E un kit din Anglia, făcut de Radtech, dacă nu mă înșel. Intercooler este masiv față de cel stock, cel stock este cât un radiator de Honda, da, e foarte mic. A scos 318 cai și în jur de 400 de Nm în Anglia, în Manchester. Iar acum scoate un pic mai mult pentru că am rezolvat eu câteva probleme pe partea de benzină și am băgat și mâna în soc. Okay. Plus în bobină, în aprindere, asta era nevoie. Asta vreau să ceva aici, da, e modificat, bănuiesc, nu? Da, aici... aici era pompa de ABS, care nu mai există, okay, este anulat. Deci nu mai ai ABS. Nu mai ai ABS. Real man. Real man. No airbag, no... Da, 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 uite, da, ok. Noroc cu gumele, că m-a salvat deja o dată. Ok. Bobinele sunt AM, tip IGN-1A, sunt cele mai bune, mai puternice și mai fiabile, din câte știu. Să ne comentezi, nu? Da, da, da. Să ții, nu știu ce, că ai pus, nu știu cum. Nu, astea chiar au făcut și față. Și pui zi, ulei în benzină sau? Pun ulei în benzină preventiv. Mașina are și pompă de ulei stock, care bagă ulei și este comandată de ECO, deci pot mări și din ECO injecția de ulei, dar bag și un pic în benzină pentru că e o împrăștere mai bună pe toată lungimea sedilelor. Cu ce benzină mergi? De obicei, MOL, EVO, okay, dacă nu, OMV, Max Motion, dacă vă le tolerează cel mai bine. Pentru asta ai făcut și software, cum? Ting! Da, e corect. Mașina nu are aer condiționat, așa am cumpărat-o. Ai vrea să-i pui?
Nu o să-i pun pentru că... E complicat. E mult prea complicat, da. Și nu cred că mai are nimic din instalație pe ea, deci... Probabil din Japonia a fost făcut așa. Din fericire are ca servodirecția, unii renunță și la aceea. Da. Era cam complicat fără, în București. Depinde dacă vrei... Nu știu, depinde care e destinația ei. Bănuiesc că e o mașină așa de duminică, nu? Sau exact, mai exact. Mergi la circuit, dacă nu te-ai zis, da? Am rezolvat și partea de frânare acum și o să mă duc pentru probe și să vedem cum mai umblă la sfârșit. Asta e despre motor. Hai să vorbim un pic de exteriorul mașinii. Da. Să ne spui ce ai recondiționat, modificat. Exact. E ascultătoare. Exteriorul, cum ai cumpărat-o și ce... Practic nimic n-am modificat la exterior. Am vrut să dau jos eleronul, dar nu l-am dat. În urmă l-am pus la loc. Nu știu ce. Ai făcut din ăla pe Instagram? Ai făcut din ăla pe Instagram cu întrebări? Nu. Cu eleron sau fără eleron? Nu, n-am făcut sondaj. Am pus câteva poze la un moment dat fără eleron. Lumea este ok, drăguță, dar parcă i-ar trebui un GT3 carbon ceva. Nu, momentan nu. Mașina am dat-o fix cum arată acum, cu poza de, cred că din modelul 99. Da. Roțile sunt ultra light GT2, 18 euro, 5, fără J. Fără J. ET35, da. Dublă prindere, am întrebat de care, că nu știu. Ok. Și sunt cu poza cromată, arată cât de cât ok, urma și alte jante când mai strângem la pușcă. Ai implant. Ce ai găsit? 17. Pentru circuit, da. E mult mai indicat. Incred. Frânele sunt stock, deci în cap. Ok. În cap și 16, dacă te chinui. Da. Bun. Lateral normal, oglinda acolo. Totul unde normal. Era, eleronul al mașinii. Eleronul nu știu dacă e al mașinii, că nu-mi dau nu seama cum vedea de fabrică. Nu știm, să verificăm. Da, asta este... Facem niște săpături. O să fac niște săpături. Nu cred că este cea al mașinii, este un alt model, dar nu contează. Am schimbat doar stopurile cu unele LED, okay. Din Anglia. Ai zis să fie retro. Da, sunt băieți care fac chestia asta custom și am zis să măcar stopurile, că arată bine. Cele din 93 erau... Și farurile tot le-ai schimbat. Da, obligatoriu când am ajuns în țară. Farurile au venit înainte la mașini. A, nu aveai voie la RAR să... Da, trebuie să fie pe partea colectivă. Inversă. Da. Ok. Bine că ai găsit. Da, în rest exteriorul este stock. Hai să mergem la spate, ai și evacuare, 100%. Probabil un Kakimoto și un mid pipe făcut în țară repede. Custom. Am pus, am înfășurat în bandă, am mai terminat un pic din sunet, era un pic prea spart și... Și căldura în interior. Da, căldura este asta, foarte mare în interior, da. Aveam impresia că mi se topește Adidasul. Nu, și acum e foarte cald, da. Pentru că nu ai nicio turbo blanket care să poți pune pe turbină, pentru că turbina e longitudinală, prin turbo, n-ai ce să faci. Căldura încă e acolo, din fericire nu e la fel ca înainte. Înainte chiar îți luau foc pantalonii. Da? Stopurile cu LED stopurile și cu cel LED. Central cu LED. În rest, nimic schimbat. Poate să cumpe stopurile. Cât poate să fie? 450. Da. Ai nimerit. Bravo. Cam, bingo. Cam mi-am văzut corect. Adică nu vezi cât e? Și mă. Nu mai are sigla de Mazda, lumea mă întreabă ce sigla e aia. Efini. Da, chiar ce? FS, bere, ce? Efini, da. Efini, brandul de lux din anii 90 al Mazda, s-au produs un fel de Lexus. Da, exact. S-au produs și Efini RX-7 și Mazda RX-7 în același timp. Și ce avea Efini în plus? Bănesc exact. Bănesc un alt nivel de dotare de confort și posibil primeau varianta puțin mai puternică, că a fost mai multe generații, de la 239 de cai până la 280. Și au fost varianta între, probabil că au primit-o pe aceea. De 260. Acum, făcut, a fost, eu dacă eram pe YouTube și mă uitam și vorbeau băieții ăștia și mare spunea cadre așa, mă întrebam, zic, bă frate, dar eu am tot văzut pe internet așa treabă, și pun rotoare băieții ăștia la mașinile astea, da. Mă pun un rotor, mă duc, mai pun un rotor și mai pun. Mai pun chiar două și ce, cum adică? Și în curând un nebun va pune chiar încă patru. Cum? Ce înseamnă rotoarele astea? Adică cum? Lungești motorul așa și faci cai? N-am tricoul cu rotary mat la mine. Cu două rotoare egal 13B, da. 3 rotoare egal 20B și 4 rotoare egal 26B. Okay. 26B, toată lumea știe Mazda 787 din anii 90, care a câștigat la Le Mans în 91, parcă? Deci cine nu știe asta, să închid acum YouTube. Cred că nu, piu! Nici nu mai știu. Gata, la culcare. Nu sunt o fan adevărat. Căutați-i. Ați plecat? V-ați plecat? V-ai plecat până la culcare. Da, bun. Este singura mașină japoneză care a câștigat la Le Mans, parcă.
și aceea și se aude senzațional. Se aude senzațional. E sunetul senzațional de pe Facebook, exact, cu mașina aia de curse, da? Hai, mai nou și cu Mazda Formula 7, care e cel negru din state cu baculătoare, care se aude cam la fel. Și ăla e... Am văzut un filmuleț, l-a turat 7 secunde, cred, și asta a fost tot. Exact. A scos niște flocări, adică a fost impresionat și sunetul. Sunetul este senzațional. Bă, mi-e place așa poziția, dar da, aici un pic înghesuit, ceasuri, nebunie. Nardi. Ok? Este... Îmi place, are patina timpului. Are patina foarte mult timpului. Aici a avut și antifurt, adică oamenii din Japonia probabil că au parcat-o la soare, că scaunele negre erau colorate. Astea sunt scaunele refăcute. Da, asta... sunt niște scaune care au și astea o poveste. Te rog. Foarte interesantă. Le-am găsit pe Facebook zi. Marketplace, în România, București, la un om care a salvat o mașină roșie, mă rog, bucăți din ea, mașina era pe câmp și a salvat scaunele. Ok. Care erau, dacă vezi aici, beige. Nu mai sunt. Le-a vopsit gri și le-a schimbat cu pielicică. El le-a făcut așa? El le-a făcut așa și le-a avut pe un Fiat, un Fiat micuț, după aia pe un Tico. Na, omul pasionat, de seama. Și le-am găsit, el le ținea în... Cum te descurci? Cum te-ai obișnuit? Ce bară e asta? Schimbătorul e cam obosit, ai următoarea modificare, pentru că am luat toate garnituri. Timoneria sau ce trebuie? Nu mai merge. Tureta respectivă, la cum se cheamă rând. Da, da, tot timonerie, zicem. Are niște garnituri, niște arcuri, sure toate shift? Schimbate. Nu merge să... Nu vreau, momentan îmi trebuie așa. Nici eu nu vreau, da. Pentru că e o piesă în plus care se poate strica. I-am pus un Mickey Mouse. Concept 7, okay. Anglia. Sunt singurii care fac chestia asta interesantă. Am zis că e ceva deosebit, nu neapărat că îmi place Mickey Mouse. Afere? Cu ce afere merge așa? Afereul este o discuție foarte lungă. Merge cam cu 12 la ralanti. Ok. Pentru că este street pork. Intră foarte mult aia și benzină în ea și are injectoare, am uitat să spun, îmi cer scuze, injectoare de 850 primaries cu 850 secondaries. Stock avea 550 cu 850. E o combinație foarte greu de nimerit. Așa, așa, așa trebuie să ceva cu mașina asta. Da, da, da. Cred că trebuie să fii puțin japonez. Cu Trabuc, ca, sau Trabuc, da. Ca domnul Victor, care nu mai e printre noi. Da. Mașina e foarte bogată, efectiv. Nu, la croazieră... Flăcări? Nu, da, dă și flăcări pe revenire, da. Face tot timpul, pentru că e street port și iar nu e bridge port, nu e sunetul acela de pe Facebook sau YouTube care îl auzi și îl știe toată lumea. Sunetul acela costă foarte mult bani. Da. Tu ce e frumos costă. Și, na, fiind injectoarele primarii foarte mari, la relanti oricum nu nimerește nimeni din soft să facă un afere normal, în păcate. Dar e ok, ne-am obișnuit. Singura problemă e în trafic în jurul lumea, că miroase ulei și benzină. Te jură lumea, serios. Până acum doar 3. Că, bă, bună, până acum doar 3 m-au luat la rost, da. Nu pot să cred. Plus al patrulea pentru zgomot. Deci, ok. Plus un polițist. Hai că zgomotul, da, îl înțeleg, mai sunt ăștia luptători de ăștia ai libertăților, drepturilor și așa. Exact. Dar cu fumul chiar așa te zic că îmi miroase. Te ustră ochii. Băi, ce fum? Nu, te ustră ochii, când era construcție în pasajul de la... Da, cred, adică eu chiar cred că se simte în spate, dar chiar așa să vii să-mi atragi atenția. În halul ăsta de ecologiști? Da, da. Se mai întâmplă. Și ai o tabletă aici? Nu. Da, este un touchscreen. Este PowerTune Devices din Australia. Care fac ceva. Dă contact. Nu știu să pornesc mașina asta. E cu gâdila. Sau poate nu. Are o procedură ceva? Nu, are contactul uzat. Ah, ok. Știu de la Jeep. Pornește. Farul, scoate cheia înainte, pune, sări coarda de 7 ori și o tronul. Da. Mamă, arată cum arată odometru, ești nebun. Maxim 180 la oră. Zici că e avion. 222,5, dacă era și 1,2, mă aruncam de aici. Săream, adio, emisiune, Marius! Avem ceas de presiune ulei, e foarte important. Okay. Da. Și da, da, da. PowerTune-ul este un, cred că, Raspberry. Mini calculator cu o tabletă care se conectează pe USB direct la interfața care am luat-o din Noua Zeelandă, care se conectează la Echo. Super tare, ți-a plăcut calculatoarele de mic. Ai avut rețea de bloc, 100%. Exact. Ai avut rețea de bloc? Nu, vecinul meu, a vândut. Da, știu. Da, și acolo mi-arată tot ce e nevoie. S-a avut pompa aia, crezi că s-a oprit oare? Nu, e ventilatorul de la... Ah, ventilatorul de la ce? Ventilator, pentru că se încinge. Asta? Da. Totul se încinge mașina asta. Gata.
se oprește la... Goddammit. Ok. Ceas de boost. Da, asta am văzut. Și cam atât, adică... Și are și oglindă și are și lumini și are și parasolar. Are și parasolar, da. Da. Frumos. Și lumini interioare. Și oglindă aici și centuri. Nu pot să cred, are centuri pentru spate. Exact. Sunt centuri, are lângă centuri, ești nebun. Are 4 locuri. Păi sunt centuri lângă centuri, sunt două centuri, una lângă alta. Deci poți să ți le pui și palete pe spate dacă vrei, în față. Te-ai gândit vreodată, oare? Nu m-am gândit la asta. Cred că merge 100%, adică 100%. Nu m-am gândit atât de departe, nu. Da, poți să-ți, adică astăzi vreau centura din spate, nu vreau centura mea. Aici avem un mic buzunăraș cu capacul. Ok, geamurile, oglindele merg, și da. Deschisul ușii, care pare foarte interesant. Nu mai merg. Aici se deschide ușa și aici e închiderea centralizată, da, e foarte ciudată. Lasă, inclusiv aici, este blocajul pentru geam pasaj. A, geamul, geamul, da, da. Japonezii au chestia asta la mașinile cu două uși, poți să-ți blochezi geamul pasagerului, da. De nu-ți mai merge nici din butonul de la ușa șoferului. Exact. Și tot timpul mi-au panică și zic, să strica geamul. Nu. Să strica geamul pe dreapta, ești nebun? Zic, nu mai merge. A, zic, am apăsat pe ăla. În seara în care s-a rupt diferențialul, Drago și cu un vecin care lucrează la o vulcanizare lângă mine, care mi-a văzut mașina pe geam și mi-a scris pe Facebook, o, tu ești cu mașina, nu, e Drago. Da, s-a rupt diferențialul. Da, și avea geamul deschis și nu știa de ce nu mai merge. Și eu în acel moment evident că nu știam, eu eram cu, adormeam copilul în brațe, zic, băi, nu știu, vezi și tu, închide-o cumva, două naibii, dacă e, oricum ajung dimineața la ea. Și era butonul ăsta, dar ei au reușit cumva să demonteze toată ușa și să ridice geamul, să pună un lemn acolo, da. Au rezolvat problema pe loc, ceea ce este, mulțumesc, da. Foarte ok. Luam mașină și așa mai departe. Bun. Da. Zine, mai zine de ea. Ce să mai zic? Ce vrei tu? O vinzi? Nu. Momentan, ce oameni răi. Aici o boxă. Avem și o cheie specială cu un rotor. Care da, așa arată motorul, nu? Exact, pe interior. E un rotor cu un housing de lumină. Și asta, ai alarmă? Nu, ai parcare. Ah. N-am alarmă, așa, ar trebui să... Parcare, țărare, nu știu cum e parcare. Poți? Ar trebui să intru și în partea electrică un pic să... Ah, pompa de benzină. Am uitat să ai pompă poveste. De benzină? Da. Eu și o poveste pentru... Ai altă pompă de benzină? Da, este okay. Un Valpro 255. Da. Da, să auzea coolerul și nu pompa. Nu, se aude și pompa un pic, dar nu se aude. Ideea e că nu mergea corect mașina pe partea de benzină. Avea o pompă de Nissan GT-R R32. Sofie. Care nu băga că trebuie. Nu știu cum a făcut softul. Probabil că softul a fost un template, un copy-paste de la altă mașină care era identică. Ok. A mers cum a mers, dar nu scotea afere. N-avea ceas de afere? N-avea ceas de afere, n-avea nimic. Avea... Vă zic tot timpul, luați-vă ceas de afere cu sondă tati. Trebuie neapărat, da. Neapărat, la turbo, neapărat, că altfel n-ai de unde să știi cum merge mașina. Exact. Tu crezi că merge bine, dar ea nu? Adică e ca și cum tu crezi că ești sănătos, dar nu ești. Adică e ca și cum ai luat COVID, dar se manifestă după 15 zile. Oh. Adică nasol. Băi, eu îți mulțumesc. Facem și materialul Q&A cu întrebările mele și ale oamenilor de pe Patreon. Da. Și o și auzim, și o și filmăm, și o și văd oamenii în acțiune. Okay. Cât de cât așa și cu fum vreau, ca la Trabant. Fum, da. Ai un buton ca la Batman? Nu. N-ai.